holul pe care l-am început în primăvară m-a prins toamna și mai mult ca sigur că mă prinde și iarna. Holul în care am demarat eu în trompă cu arcadele, cu stâlpii, cu... și care rând pe rând a trebuit să-l abandonez în favoarea unor altor urgențe. A fost ușa asta, a trebuit să te încui în jurul ei, a trebuit să te încui în jurul la tablou electric. A trebuit să mă opresc de câteva ori, în diverse motive, cu ușa asta că trebuia curățată. Apoi dormitorul care iarăși a trebuit să-i acord importanță. Între timp a apărut și soba care, după cum se vede, a populat mare parte din hol. Acum am apucat și de geam. Geamul, ce să zic, are și el săracul prioritate. O parte din lucruri le-am suit în pod. Câte vreme am lucrat la dormitor, iarăși am oprit holul. Iar mai nou holul e și pe post de depozit. Avem aici un calorifer, ușa de la cameră și asta voiam să vă arăt. Că tot holul este făcut din bucățele micuțe ce mi-au rămas de la diverse lucrări. Deci este bucățică lângă bucățică lângă bucățică. Sperăm că vom recompune curând tot puzzle-ul. Holul. Povestea fără de sfârșit, pare. Suntem în partea a doua a lunii noiembrie. Bineînțeles că urmează să ne ia iarna până surprindere. Și am decis să fac o mișcare mai puțin ortodoxă și anume să finalizez, dacă n-am fost în stare de mai mult, măcar jumătate de hol. De ce? În primul rând e vorba de întrerupătoare și aici am încălzirea în partea seara de la baie care nu poate fi montată deocamdată. În fine, nici tablou electric nu se simte prea bine în formula asta. Nu mai vorbesc de scociul ăsta de la uși, că e montat de prea mult timp. S-ar putea să ne dea vreo surpriză. Ideea ar fi că până unde e finisat, adică până la chepeng, până la scară, voi putea să trag un gled, care e gled nici nu a fost în plan, dar atât de multe tencuiele avem aici, atât de multe texturi încât e musai să dau un gled de uniformizare care să dea un aspect cât de cât al holului. Ce voiam să arăt la această intervenție? După cum se vede, am amorsat, am dat cu apă, se vede că e ud pe aici. Dar observați că pe jos nu e niciun fel de baltă, nu e niciun fel de... Adică, ce vreau să spun este că stropitul s-a făcut mai mult decât bine, spre perfect, aș putea zice. Și am scula asta aici, pentru stropit grădina, pomii e făcută ea. Am descoperit că e nemaipomenit de bună, cu diuza asta, pe care toate pompele o au, vă garantez că iese perfect, perfect. Poți să pui până la 10 litri de apă în ea și iese perfect, adică are o țintă nemaipomenit de bun. Aseară am urgentat cu holul că nu se mai termina almiteri. Am vopsit. Mă rog, partea de sus care s-a uscat arată rezonabil. Pe aici nu arată rezonabil, dar poate nu s-a uscat. Mă rog, am zis holul, dar de fapt e jumătate de hol. Ce va trebui să fac în continuare, după ce am vopsit, să scot scociurile astea, să văd dacă mai trebuie vreo intervenție. Ce am vrut să arăt în etapa asta a filmării? Sunt doi pereți diferiți. Ăsta va fi vopsit cu așa ceva, vopsea lavabilă, și ăsta e cu var. După cum am pus scociul, e clar ce am făcut. Am vopsit prima dată peretele ăsta, las să usuce și apoi îl vopsesc pe ăsta altul. De ce? Peretele ăsta e mai rugos, cu var, pe când ăsta de aici ascunde o ușă hide.
deși e un pleonasm sau nu. Totuși mă felicit pentru decizia pe care am luat-o. Am reușit să zugrăvesc pereții, tavanul, arată destul de bine. Am trecut acum la peretele dintre hol și baie. Cel mai important este că am montat, să zic așa, aparatura asta electrică și e o minune cu 22,5 în par de seală. O să continui cu peretele ăsta cu zugrăveala și cam atât pentru anul ăsta. Suntem în prag de sărbătoare. Mâine va fi Crăciunul și am golit holul de toate sculele, de toate caloriferele, scările și ce am mai avut noi pe aici. Am montat lămpile astea. Să fie așa o atmosferă mai plăcută. Da, știu, e vorba doar de jumate de hol. Dar jumatea de hol a ieșit destul de bine și ăsta e motivul pentru care filmez acum. Am reușit să vopsesc ușa, să corelez, să zicem așa, tencuiala și vopsitoria de var cu lemn. Am reușit să montez aparatura asta. Foarte important, am reușit să vopsesc și peretele dinspre baie. Eu zic că arată foarte bine și nu neapărat că mă pricep eu, dar și am avut niște produse de calitate. Nu fac reclama cuiva, dar vopseaua asta litru costă 60 de euro și amorsa ei mai costă 20. Da, a ieșit perfect, dar la bani ăștia. Ce voiam de fapt să vă povestesc? Varul, toată lumea știe că e un produs natural, că nu miroase nimic și că e nemaipomenit de mișto și respirabil și ieftin și tot ce vrei. Tocul de la ușă l-am dat cu niște vopsea pe bază de diluant. Vopseaua pe bază de diluant e mult mai rezistentă ca cea pe bază de apă, dar miroase urât, atât de urât că cred că 12 ore ia să se usuce. Căbăr se numește, pe bază de diluant. Acest căbăr nu scrie nicăieri, cum de altfel nu numai pe el. Nu scrie pe niciun produs ce emisii au atunci când se usucă. Dar vă dați seama dacă 12 ore a mirosit diluant, cam ce emisii poate să aibă. În schimb, jucăria asta care costă o avere, zice aici undeva că diluantul, ăsta, pardon, amorsa, este clasa C. Într-o scară de la A plus, A, B, C. Dar stratul final este un A plus. Da? Vă zic asta pentru că nu am văzut la boțelurile obișnuite ca cineva să se preocupe de aceste emisii. Foarte important ca să poți folosi în interiorul încăperii. Cel mai bine, dacă poți, sau așa se potrivește aceste case, este varul. Dar pentru o ușă modernă, ușa băii, care, mă rog, trebuia să îndeplinească și standardul de hide, trebuia ceva special. De fapt, Lili vrea să facem o pictură aici și background-ul picturii trebuia să fie ceva excepțional ca să susțină vopselurile alea. Așa că mi-am permis așa ceva. Cu holul, eu zic că obiectivul pentru iarnă a fost atins. Cele două încăperi pot fi folosite împreună cu baia. Urmând ca pentru anul care vine să putem să finalizăm întreg hol.